Atlantia vivere, Atlantia vincere, Atlantia victor. Sfântul meu popor Atlant, acest mesaj nu îl voi trimite nicăieri pe net decât vouă celor de la armată, de la șef, de la statul major general și de la MEAPN. Și vreau să spun pentru celelalte specii, Atlantia vivere, Agartha vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere, Urantia vivere, Akasha vivere, Dracona vivere, Lir, Mur, Sulca vivere, The Insect Civilization, The Cat Civilization, The Horse Civilization vivere. Este momentul să trecem prutul. Ostaj Român Vordon trece prutul. Igor Dodon a câștigat alegerile din Republica Moldova. E adevărat, acum s-ar putea să fie sub 50%. În ultimele două ceasuri, dar am stat și am urmărit procentele, cum tot îi scade la 56% la 49, nu știu cât. Dar există 14%, 13% diferență față de Maia Sandu. Și dacă adăugăm toate procentele celorlalți candidați democrați a rămas în cursă, nu va ajunge Maia Sandu să-l depășească pe Igor Dodon. Este și imposibil. O diferență foarte mică până la 50% de la Igor Dodon. Eu m-am întâlnit cu el pe vremea când eram spion, când lucram la 2 și un sfert. Este pro-rus, vrea independența Republicii Moldova. Am povestit cu el despre arme pentru moldoveni ca să lupte potriva transnistrenilor. Avea un mare respect pentru și admirație pentru civilizația rusă, pe care și eu l-am, de altfel, fiind țara Rusiei, dar să nu vă îndoiți niciodată că nu iubesc poporul român. Deși am ars, am tăiat în trei bucăți steagul României în 2011, pe roșu, pe galben și albastru, am săptat pe fiecare, ne-am dat foc, pentru că vreau să purific fiecare parte a acestei țări, și pe primitivi, adică și pe geți, și pe cei din mijloc simbolizați de culoarea galbenă, și pe, adică, și pe daci și pe atlant simbolizați de culoarea roșie. Geții sunt de albastru. Geții sunt roșii, dacii sunt galbeni, atlanții sunt albaștri. După aceea mi s-a spus că 7 ani nu mai am voie să mă duc la nicio manifestare națională. Maica mea era foarte încântată în a mă pedepsi tot timpul, pentru că vedeam pedepsa mea un mod de a se răzbuna pe taică meu. Și tot timpul cei din familia mea, la fel și bunica mea, se răzbune pe bunica mea sau pe taică mea, prin umilințele la care mă supun. Dar eu niciodată nu am uitat de jurământul pe care l-am pus pe stea când am fost cu mic copil, când eram pionier. Iubesc și îmi dau viața pentru această țară. O să mă duc în fruntea armatelor, așa o să spuneți probabil, să fiu eu primul căzut în luptă, nu știu ce. Am văzut că armatele noastre s-au cam subțiat. De la armata 4 Transilvania s-a redus de 4 ori și s-a transformat în brigada 4 Transilvania. Apoi s-a mai redus încă o dată de 4 ori și s-a transformat în divizia 4 Transilvania. Gemina. Da, bun. Prin urmare, nu mai avem 4 armate, avem o singură brigadă. În total, pe teritoriul României. Un general de brigadă e suficient. Capitanul general Angela Biliș m-a informat că, sau Manafu m-a informat că s-a căsătorit, s-a măritat și are un copil, m-a informat că armata noastră este cea mai bună. Nu este adevărat ceea ce spuneau trădătorii și spionii americani în frunte cu Andrei Cristian Tătaru, că armata noastră nu mai există. Ei m-au pedepsit când am fost la așa zisul chef de rebelion anul trecut, între 2015 și 2016, la el acasă. M-a supus unor condiții militare, i-am spus că nu mai vreau să mai aud nici de ei, nici de american, că țara trebuie să fie independentă, și mi-a spus că prima dată m-a amenințat cu viața lui taică, cu a copiilor mei. După aceea mi-a spus că va câștiga Igor Dodon în Republica Moldova și i-a spus că acesta va fi momentul de mare curaj al acestei țări. Căci se va ridica armata noastră, se va deștepta poporul român, deșteaptă-te române din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tirani. Acum o niciodată croiește-ți altă soarte la care să se închine și cruzii tăi dușmani. Acum o niciodată să dăm dovezi la lume că în aste mâini mai curge un sânge de Atlant. Deci, prin urmare,
Eu vă îndemn la luptă. Vă îndemn și vă ordon să, și vă sfătuiesc să demonstrați acestei țări cine sunteți, să demonstrați lumii întregi cine sunteți, să demonstrați că avem farfurii zburătoare, că avem tancuri cu plasmă, că avem toate cealaltă tehnologie, că suntem în adevăr ăsta, curajoși și suntem atlanți și suntem centrul Atlantiei. Chiar dacă azi am fost anunțat că nu mai sunt atlant, că am fost dat afară din orașul Ramat Nilan definitiv, nu știu ce prostii s-au întâmplat pe acolo, pentru că ei se văd deja cu saci în căruță și au trimis armatele infestate de etica lor și Laurențiu Marin a făcut greșeala să le scoate în galaxia, să le trimite în alte galaxii și acum infestează tot Atlantia și eu nu sunt numai cu nume președinte al Atlantiei, practic nu mai am niciun control. Dar avem în această galaxie 1 miliard și 100 de milioane de flote, de nave, nu flote. Și vor veni în curând aici. Totuși voi astăzi, tineri români, trebuie să dați măsura curajului vostru revoluționar sau patriotic și patriotic și să invadați, să cuceriți, să eliberați Republica Moldova. Căci numai așa ne vom putea ridica capul din pământ. S-a spus că nu era nevoie de sângele ostașilor români să cadă la revoluție de independență, căci Imperiul Otoman era gata să dea România un statut privilegiat, dar se uită faptul că România era în prima linie a războiului ruso-turc, ar fi venit rușii și ne-ar fi invadat. Și ar fi transformat România într-o gubernie rusească, ceea ce s-a și întâmplat în 1945 de altfel. Dar numai prin sacrificiu se poate merge înainte. Nu am nici amică îndoială că și Maia Sandu nu ar spune imediat hai să ne unim cu țara. Știu că sunt 30% unioniști și către 52% în Republica Moldova care spun să ne se dea un nivel de trai ca în România. Acest lucru, sigur, se poate face numai prin munca cetățenilor României. Noi nu suntem Germania, nu putem să dăm miliarde de dolari mâine în Republica Moldova. În schimb, putem să ne ridicăm capul din pământ, putem să spunem limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șirag de piatră rară pe moșie revărsată, limba noastră e foc ce arde într-un neam ce fără veste s-a trezit din somn de moarte ca viteazul din poveste. Limba noastră e limba sfântă, limba vechilor cazanii, care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țăranii. Limba noastră e codru veșnic, nistrul incel unde poartă a lucefelor sfeșnic și la urmare și la urmă se spune răsărim la o comoară din adâncuri înfundată un șirag de piatră rară pe moșie revărsată. Eu sunt macedonean și moldovean, sunt jumate macedonean, jumate moldovean. Nu am cum să mă supăr nici pe macedoneni și nici pe moldoveni. Se spune despre macedoneni că sunt albanezi, dar asta este o prostie, este ca și cum mai spune despre sârbi că sunt bulgari. Sau despre ruși că ar fi polonezi. Oricât de mult aș fi pedepsit și oricât de mult aș fi umilit în această țară, tot timpul vă voi iubi pe toți. Și știu că lucrurile sunt grele și vin greu. Știu că datorită acestui pământ sfânt există tentația de a fi tot timpul leneș și a nu face nimic și a fi artist și a nu ține la bani și a nu și a fi selfless, adică a fi, mă rog, nu către tine cu aplecare, ci cu aplecare către alții. Și știu că probabil că în Macedonia există mai mult curaj ca în România. Dar mai știu și faptul că aici se află capitala Atlantiei și știu că atunci când vă puneți ceva în gând, faceți chiar mai bine decât sora mea, Simona Halep. Știu că există o energie mai mare aici în Dacia decât în Macedonia. Preoții voștri vă spun că Dacia înseamnă pământul demonilor, căci Daoi înseamnă demon, dar acesta este numai jumătate din adevăr. Ființele de lumină și îngeri și demoni s-au stabilit aici, au ales această țară ca fiind capitala lor pe această planetă, după aceea s-au certat și s-au bătut și s-au distrus copiii și s-au omorât între ele, fiind lipsite de conștiință.
Și după aceea s-a spus, vai, aici este pământul demonilor, hai să schimbăm numele, numele de Imperiu Roman. Dar acum, toată amintirea din veacuri vine și amintirea poporului nostru atlant vine odată cu creșterea demnității naționale. Dacă vă respectați strămoșii, moșii și părinții voștri și pe toți cei care au venit înaintea voastră și și-au dat viața pentru această țară, că să știți că de fiecare dată când a fost în primejdie Atlantia, au fost mulți eroi care s-au ridicat, mulți bărbați și multe femei care și-au dat viața pentru această țară, care au invocat primul nostru pilon, care este apa, sacrificiul și suferința. Și nu ar trebui să vă temeți de moarte, căci prin moarte ajungi în spațiu cu patru dimensiuni, printre îngeri și demoni, sau poate chiar mai sus, depinde cât de multă conștiință, spirit, lumină și așa mai departe ai. Și este neîndoios faptul că cel care, ca și mine, lucrează peste 7000 de zile și este scuipat în față în fiecare zi, căci acest popor se află încă sub blestemul din care eu mă străduiesc să-i scot, este cel care la final este plătit mai bine și ajunge după moarte în Ramanilan, în alte orașe atlante, care se ridică, cum spune vorba cântecului, ca un șirag de diamante, căci orașul ăsta al Atlante sunt propulsate de motoare de salți și ionice. Exact. Se spune, mai spune în vechiul cântec, ridicați din piramida nemuririi taina lor, scriți în cărți sau citiți din cărți de aur cântecul nemuritor. Ei sunt foarte multe piramide pline de secrete tehnologice și la noi. Foarte mulți munți care seamănă a piramidă. Și în Ardeal, și în Bucovina, și în Maramureș, și în zona Făgărașului, și în Crișana, și în Banat, și în Ardeal, și în Transilvania. Mai sunt și prin Moldova și în Muntenia, pe parții dinspre munți, și în Dobrogea, mai sunt, și în Oltenia. Duceți-vă acolo și scoateți ce aveți nevoie, dacă aveți nevoie. Moment, să aveți curaj să dați lumintești cum eu am dat toată tehnologia noastră atlante spre a da măsura spiritului nostru nemuritor. Jobul meu, meseria mea ca și președinte al Atlantiei, din care au mai rămas două luni de zile din mandatul meu de un an de zile, este să ridic spiritul acestui popor, să mă încumet să spun lumii cine suntem noi cu adevărat și să demonstrez acest lucru. De aceea eu când am spus la Revelion că voi vă veți ridica din somn cel de moarte și veți cuceri, veți libera Bucovina și asta va fi începutul ridicării voastre ca și neam și țară, am știut ceea ce am spus. Căci această zicere a mea nu se bazează pe o speranță de șartă, ci se bazează pe etica voastră, pe faptul că eu am văzut etica voastră și pe faptul că eu știu de ce sunteți în stare. Pe faptul că eu văd mileniarii ce fac, văd pe Iulia ce face, văd pe alții ce fac. Alții, ca și Hillary Clinton, disprețuiesc mileniarii, spun că sunt proști, dar eu văd în voi focul vostru tineresc. De aceea vă mulțumesc și vă pup și vă spun, treceți acum Pro Tools.